Bună ziua și bun regăsit! Același principiu se aplică, opinii sunt cele prezentate și discutate aici în recomandări și, de asemenea, utilizarea efectului de levier implică riscuri consistente. O să revenim la discuția noastră din piețele de capital, spunând că avem această preocupare vis-a-vis -vis de randamente pe termen, pe termen mai lung, dar că instrumentele nu au ajuns încă la nivelul maxim, deci acel real dividend yield nu este la nivelurile pe care le-au le atins înainte de ultimele două scăderi majore. Însă nu e, nu e obligatoriu, bineînțeles, și niciun fel de garanție, doar la nivel orientativ. Piețele din Statele Unite își păstrează însă un, un ton relativ optimist și asta este ceea ce vreau să vă prezint, anume ideea că, de fapt, există încă o rezervă de potențial, o rezervă de încredere în legătură cu uh, aceste piețe de capital. Dar în Statele Unite. Dar în Germania avem o nervozitate mai puternică și ceea ce s-a întâmplat aici poate fi rezumat tehnic uh, și completat de aspecte fundamentale destul de simplu. Am avut entuziasmul din deschidere, acea interpretare a uh, informațiilor din sfera comercială din Germania care a dus la un spike înspre 630. Nu am atins 630, dar am fost aproape de acel nivel. Și de acolo piața a făcut un așa-numit rollover, adică s-a întors, practic, uh, având, uh, având uh, cred, uh, în vedere trendul anterior descendent și având în vedere faptul că, de fapt, în mod rațional, dincolo de acele impacte emoționale de scurtă durată, datele nu sunt foarte bune pentru Germania și ne-am gândit și de producția industrială mai slabă. Acum, eu cred că e o piață relativ plictisită, care stă de multă vreme într-un într interval limitat și că în aceste condiții îi va fi tare ușor să, să încerce să se arunce într-o direcție. Pentru că, așa cum citeam și la comentarii mai, mai devreme, stă de șase săptămâni, eu nu le-am nu le numărat, dar sunt multe săptămâni, de când nu se întâmplă mare lucru aici. Și um, vă dați, vă puteți imagina că există o dorință de a urma o direcție mai accentuată, mai, mai puternică. Însă, comportamentul în piața germană rămâne mai slab decât în, în cea americană. Apropierea de luna aprilie cu alegeri în Franța, acest zgomot de fundal care este grecia, dar care poate să devină unul mai, mai serios, sunt motive de preocupare și de frânare, mai ales în condițiile în care euro câștigă ceva altitudine. Și cum Moneda unică europeană s-a mai apreciat puțin spre 1.07 față de ce nivelul ne arăta în sesiunea de ieri, lucrul acesta operează de asemenea ca o, ca o frână, dar nu este o relație, o relație, o relație continuă. Adică avem și și perioade în care piața germană se poate libera. Din punctul meu de vedere rămâne problema unui spike ce aparent ar fi întrerupt secvența descendentă de vârfuri în scădere, dar totuși eu nu, eu nu văd încă o direcție ascendentă foarte puternică în piața germană. Văd o dinamică laterală și o dinamică ce are nevoie de o tracțiune puternică dinspre o evoluție din Statele Unite ca să devină ascendentă din cel mult lateral, așa cum este acum. S-a reconstruit ceea ce părea arăta foarte rău. Ieri eram cât pe ce să spargem aici minimele din zona 484. Piața a fost salvată pe final de sesiune europeană. Și iată, în această dimineață am mers și mai sus, însă mie nu mi se pare că optimiștii au preluat cu totul controlul. Pe de altă parte, dacă ne uităm la burse din Statele Unite, în apropierea lui 20.000 de puncte, în apropierea maximelor istorice, găsim aici o așteptare încrezătoare a unor motive de apreciere. Deci avem o rezistență undeva la 20.020, 20.057 și 20.084 pentru bursa americană, urmată de 124, 175 și nivelurile discutate ieri. Un suport la 980, la 970 și la 930. Chiar dacă ne-am repliat din zona maximelor, piața nu arată deloc pesimist. Și vreau să vă arăt un grafic pe US500 acesta nu este o piață care să ne sugereze o colecție iminentă, pentru că îndepărtarea de maxime istorice a fost de scurtă durată și canalul de trend este încă valabil. Din sfera rezultatelor am avut tot felul de, de publicări, unele peste așteptări, Vinci, Rio Tinto în zilele trecute, altele mult sub așteptări, inclusiv o de farmaceutice, Gilead Sciences. Uh, în general, în mod agregat, uh, rezultatele au fost din nou peste estimări, dar asta nu surprinde foarte mult, având în vedere teoria aceea a ghidajului. Dar piața se mișcă, se mișcă în interiorul unui canal de trend ascendent și pare aș dori să meargă din nou spre 2300 și chiar peste. Acum, uh, în limitele aceluiași canal, avem un 2320 care operează ca rezistență. Suportul la fi la 2.274 și la 2.260. Despre piața germană, într-un grafic mai, mai simplificat, se poate spune aproape totul. Dacă prelugim această zonă de consolidare și considerăm că am avut un spike și că piața este din nou într-o regiune de așteptare. Dacă facem regiunea mai largă, rămâne puțin descoperită prima sa jumătate însă cuprinde mai bine evoluția recentă. Din interpretare tehnică, totul se rezumă la acest vârf. Este unul notabil sau a fost un spike de scurtă durată și piețele vor vor lua din nou în sus. Dacă ne-am uitat strict la piața germană, aș, fi, aș înclina ușor către o interpretare mai pesimistă. Dacă mă uit la piața din Statele Unite în mod izolat, aș zice că mai degrabă direcția va fi una optimistă care dintre ele intuiește mai bine, vom vedea. În general se consideră că piața americană dă, dă, tonul. Sau e posibil să avem o divergență în, în performanță. Un lucru însă, pe lângă această atitudine pe termen scurt despre care am tot discutat și pe care o opinie pe care nu o menținem, cum că este mai greu pieței germane să se aprecieze decât pieței americane în această perioadă, din motive fundamentale și, și nu numai, se vede și pe grafice, dar opinie pe care o aud tot mai des din partea unui, unui administrator de, de fond italian, de exemplu, care uh, și-a mărit expunerea pe Unicredit, spunea ieri uh, CEO-ul și CEO-ul de la Algebris uh, că uh, vede o creștere puternică a acțiunilor Unicredit în următorii 2-3 ani, uh, dar opinia sa era că Europa și nu Statele Unite vor performa mai bine, pentru că temele legate de situația din Franța și situația din Italia sunt exagerate și acțiunile europene sunt, uh, sunt prea jos față de ce ar trebui americane sunt prea sus. Această opinie nu este una singulară și eu aș lua un calcul numai dacă putem să evităm pericolele de ordin politic și anul acesta sunt abundente. Dacă Uniunea, Uniunea Europeană nu devine o construcție mai fragilă pe parcursul acestui an, atunci șansele sunt consistente strict pe baza unor Uh, unor uh, semnale din economia reală și uh, pe baza unor indici de evaluare, unor multipli de evaluare, uh, să performeze mai, uh, mai bine decât piața din Statele Unite. Uh, dar v-am promis și un, uh, un link, ne uităm împreună la un link pe care l-am primit uh, de la Zero Hedge despre economia din, uh, din Statele Unite. Uh, deci, în general, cei de la Zero Hedge sunt destul de, să-i spunem, în zona cealaltă, în raport cu instrumentele, cu viziunea asupra bugetului României, care e considerată puțin prea optimistă. Aceștia sunt văzute a fi deseori destul de pesimiști. Dar ne uităm pe grafice, deci, Employment Growth in sp 500 Family Companies, Companiile mari nu mai construiesc locuri de muncă, ci pierd locuri de muncă. acesta nu este o veste foarte bună uh, și este o scădere importantă. Dar din nou, vorbim de companiile mari. Oare cine este motorul de creștere pe termen lung? Uh, companiile, companiile mari sau cele mici mijloci? uh, și mijlocii? Uh, și asta trebuie să pună cumva în paranteză. Al doilea aspect, federal government current tax receipts, deci, taxelor, percent change from year ago, state and local government. Deci, nivelul încasărilor a fost, nu a mai crescut în 2015, a fost în stagnare. Și acum urmează și o tăiere de taxe, deci, pe partea de deficit lucrurile nu arată foarte bine. Dar, chiar dacă o, este preocupant acest grafic și cel de dinainte și ridică niște semne de întrebare, nu știu dacă de unele singure vorbesc despre o recesiune, pentru că avem niște schimbări majore în, plan, în, plan, în, plan, în planul politicilor fiscale și abordărilor, abordărilor la nivel centralizat. Bun, să mergem la petrolul WTI care ieri au oferit pentru mulți participanți o dita mai surpriza, stocuri aproape de 14 milioane, dar petrolul nu a scăzut. Pe termen foarte scurt se poate observa o reacție descendentă, dar ulterior piața a revenit. Stocurile la gazolin, stocurile de benzină au fost sub așteptări, s-a văzut o creștere pe pe futures-uri, contracte futures pe benzină, o creștere consistentă. Piața s-a stabilizat și aici reia reavansul. Ceea ce se întâmplă aici este o lecție în tranzacționare și se leagă de ceea ce discutam, de tipul cât de mult din informația anterioară, datele API, a fost, cât de mult a fost inclus deja în așteptări. Pentru că am avut o scădere pronunțată atunci după API și apoi un moment de revenire. Mai interesant e faptul că piața a mers dincolo, deci mai sus, de nivelul de dinainte de API, ceea ce înseamnă că pe lângă problema stocurilor mai este ceva ce încurajează această piață. Și acel ceva ar putea să fie pentru WTI politica border tax, care ar favoriza producția locală din interiorul Statelor Unite, și deci ar stimula prețurile WTI în raport cu celelalte. Pentru că produsele importate, trecute peste graniță și reimportate, ar, sau direct, direct, importate, ar deveni mai scumpe. Dar eu bănuiesc aici e vorba de trendul de susținerea mai largă pe care o are petrolul și care face range-ul Uh, un range chiar limitat la 51-50, nici măcar la 50, range-ul uh, larg să fie, uh, să fie menținut. Uh, Nivelul de 54 și cel de 55 sunt cele pe care trebuie să le avem în vedere. Pe termen mai lung. Apropiat 53-25, suport 52-26, 51-64 și 50-95. Aurul într-o perioadă de așteptare, dar se ține foarte bine încă. Avem un trend în derulare uh, și mai multe ocazii de, de întoarcere au fost uh, risipite. 1243 rezistență, apoi 1250-1254. Suportul ar fi 1238, 1233 și 1230. Avem în vedere un canal de trend uh, cu o anumită maturitate, dar care pare să continue. Uh, M-aș uh, uita mai degrabă la peisajul zilnic înainte de a vizualiza o, o întoarcere considerabilă. Însă, zona 1242 nu este chiar nesemnificativă. Pe aici s-a oprit piața în declinul din octombrie. Îi va fi greu, îi va fi greu să recupereze de aici înainte, să, să continue recuperarea din, din prima. Iar dacă o va face, o va face sub imperiul unei, unei forțe destul de destul de dinamice, pentru că ar însemna că setea de, de protecție este ridicată sau teama de inflație, ceea ce parțial e același lucru, ar fi la cote înalte. Mergem la dolarul australian și apoi la dolarul neozelandez. Se constată aici o respingere din zona 076 și ne amintim că am avut decizie de politică monetară ieri la ora 10. 1,75%, nu, asta se întâmplă pe NSDM, cer scuze, făcusem o contopire în, în mintea mea, am avut un discurs al lui Wheeler. De la, banca, de la banca centrală, asta ă, tot pe dolarul neozelandez. Pe dolarul australian, ă, nu -au am avut date, decizia de politică monetară fusese mai mai înainte, ă, dar amintesc că și aici am văzut ceva. Vânzări de case noi, ritm lunar 0,2% ă, și un indicator de încredere al National Australia Bank. În retragere, dar față de o valoare anterioară previzuită în creștere, în principiu economia arată decent. Dolar ioan a crescut spre 686, ceea ce n-ar fi o veste foarte bună. Iar în ceea ce privește materiile prime, minereul de fier, avem o tendință de creștere. Deci, all in all, incluzând toate aspectele, ar fi ceva constructiv, dar adevăratul in bold a fost nu noaptea trecută, când de fapt piața a alunecat, ci la deschidere astăzi, însemnând că un sentiment propice riscului a impulsionat și AUD-ul. A fost momentul când euro și bursele și-au și -au revenit și cred că este valul acela vis-a-vis -vis de datele din Germania preluate la deschiderea sesiunii europene. Avem rezistență la 76, 83 și la 76, 76 63 și 76, 80, urmată de 0,77, nivel orientativ. În linii mari, piața pare a fi reușit să evite un început de scădere importantă, dar iar mai trebuie probabil câteva sesiuni uh, să se adune prin această zonă, dacă este să meargă mai sus. Cred că uh, rămâne valabil ce discutam acum ceva vreme. Suportul la filea 76-08, 75-79 și 75-66. Pe dolarul neozelandez am avut uh, decizia de politică monetară și o interpretare dovish a uh, pieței, am spart nivelurile cheie 72 66, și chiar 7228, 28 oprindu-ne puțin sub 0,72. Este un episod de corecție pozitivă, dar nu deosebit de convingător. L-avem în continuare 72-43 rezistență după 7228 și apoi 72-66 dinamică se leagă pe de o parte de ceea ce uh, ceea ce discutam ieri de o posibilitate uh, de uh, surpriză dovish din partea uh, din partea lui uh, uh, lui Wheeler. Uh, cred că în, în momentul de față, piețele pot să fie uh, cumva preocupate și de viitorul de la șefia băncii centrale, având în vedere uh, faptul că guvernatorul uh, își va încheia mandatul, e drept în septembrie, uh, dar, uh, dar uh, uh, urmează până atunci o politică monetară mai consistent, mai, mai blândă și există o nemulțumire suplimentară în legătură cu valoarea monedei. Deci NZD-ul este considerat a fi prea sus pentru ceea ce și-ar dori Banca Centrală. Economia Noi Zelande este uh, dependentă de. Nu, nu dependentă, dar puternic legată de exporturi. Și așa se construiește o imagine daily care e diferită decât în cazul Laudeului și care aduce un fel de engulfing bearish, uh, o imagine săptămânală, uh, dar nici pe un grafic daily nu arată mult mai, uh, mult mai bine. Teoretic, o închidere astăzi în zona 72-20 sau mai jos ar sugera o continuare a secvenței descendente către 71-73 sau 71-49. Rezistența pe termen scurt 72-43 și 72-68. Și, în fine, Euroron e în creștere spre 449-33, primul nivel de rezistență, al doilea ar fi 450. Piața resimte din nou unele preocupări, să fie ele de ordin, de ordin macro, să fie ele de ordin politic, să fie legate de fluxul de date de, de astăzi. Bănuiesc că este o combinație a tuturor acestora. Să ne uităm puțin pe datele din industrie, comenzile noi pe 2016. Uh, au crescut uh, față de 2015, însă în decembrie uh, au scăzut față de luna precedentă cu 10,2%, chiar dacă au fost mai mari față de, uh, de uh, decembrie 2016-2015 cu 2.6, uh, totuși este o dinamică relativ slabă. Uitați-vă la un grafic al celor de la INSS, INSSE, Institutul nostru de Statistică. Uitați-vă la evoluția aici pe diverse grupe, grupe industriale, dar se vede că nu e vorba doar de luna decembrie, este o tendință și că practic am, am ajuns la un nivel pe care îl mai atinsesem pe unde prin... E greu de citit aici anul, dar făcând așa un calcul prin 2014. Da, 2014. Și asta pe industria bunurilor de folosință îndelungată. În celelalte suntem undeva spre 2015, dar în orice caz, tendința ultimelor luni nu a fost, nu a fost prea roz. În plus, s-ar putea să se fi disipat o parte din efectul pozitiv, efectul entuziast în piață al deciziei curții constituționale, care nu prea convine celor debitorilor ce au cu credite în franci, în schimb susține sectorul bancar și profiturile acestuia. Avem, deci, o poziționare poate ușor ascendentă. Vedem ce se mai întâmplă cu leul. nu dă semne de nervositate accentuată, dar dacă depășim 49-33, poate că 450 de luat în seamă, apoi ar fi un 450-60, 450-88, dar pe un interval mai îndepărtat. Suportul ar fi 448-50, 447 mai jos. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare și să ne auzim cu bine pe curând. La revedere!